Astăzi se discută noile măsuri de relaxare de la 1 iunie. Comitetul Național pentru Situații de Urgență se întrunește. A fost o nouă zi cu emoții pentru elevii de clasa a doua, au susținut proba la citire la evaluarea națională. La Bruxelles încep astăzi audierile în dosarul Uniunii Europene împotriva AstraZeneca pentru nerespectarea contractului de achiziție a vaccinurilor anticovid. Trei persoane au fost arestate în Italia în ancheta privind telecabina prăbușită în apropiere de lacul Maggiore. Printre ei sunt patronul companiei și un inginer. Mai bine de 2 milioane de bilete de cinema au fost vândute în Franța în primele 6 zile după redeschiderea cinematografelor de acolo. Iar documentarul Ieșirea trenurilor din gară, în regia lui Radu Jude și a lui Adrian Cioflâncă, va fi lansat în cinematografe pe data de 18 iunie. Și ediția de anul acesta, Maximum Rock Festival, se va desfășura între 11 și 12 septembrie la Arenele Romane. Știi!